36 de vame și polițiști de frontieră au primit mandate de arestare, iar alți 4 au fost lăsați să plece acasă în cazul mitei de la Vămi. Mandatele sunt emise pe bandă rulantă de ieri încoace la Curtea de Apel București. Carmina Odman este și ea acolo. Carmina, a ajuns în fața judecătorilor și ultimul lot de suspecți? Până la această oră, ședința de judecată nu a început, deși ea era programată pentru ora 12. Magistrații așteaptă ca una dintre sălile de la parter să se elibereze ca cele 7 persoane aflate în arestul Poliției Capitalei și reținute pentru 24 de ore să fie judecate. Până acum, Direcția Națională Anticorupție a reținut 97 de persoane, 86 au primit deja mandate de arestare, 4 au plecat liberi acasă, iar 7 așteaptă procesul de astăzi. Unul dintre cei 86 de polițiști de frontieră și vameși arestați s-a leșinat când a auzit că va ajunge după gratii. Un echipaj SMURD a sărit în ajutor. A fost necesar un prim ajutor medical avansat. Atât. Vreo injecție, ceva? Nu. Are nevoie să fie transportat la spital? Nu. Toți cei arestați au depus recurs. Avocații lor spun că procurorii nu au suficiente dovezi ca să-i țină după gratii. DNA-ul este cel care să aducă acuzații și să-și justifice acuzațiile aduse. Nu a reușit, lipsesc volume de la dosarul de urmărire penală. Probabil că de aceea a și durat atâtea ore să se pronunțe instanța. Din punct de vedere al apărării, probele nu sunt concludente în ceea ce privește această acuzare. Ca și în cazul lotului Siret, procurorii au strâns probe împotriva polițiștilor și vameșilor pe parcursul a mai multor luni. Înregistrări audio-video, înregistrări ambientale, fiind folosiți aceiași investigatori sub acoperire ca și la celelalte loturi arestate la celelalte frontiere. Este o diferență clară între lotul Siret și lotul din vestul țării. Aici sunt sume derizorii, sunt oameni care au avut beneficii efectiv derizorii, 5 euro, 10 euro, sunt chestiuni diametral opuse. Autoritatea Națională a Vămilor a fost guduită din temerii după acest scandal. Zeci de angajați au ajuns după gratii, iar aseară premierul le-a dat lovitura de grație. L-a destituit din funcție pe Radu Mărginean, șeful instituției, după ce acesta a fost acuzat de DNA de luare de mită de la o fostă șefă a Vămii, Halmeu. Până la numirea unui nou șef al autorității, funcția va fi preluată temporar de domnul Viorel Comăniță, directorul Direcției de Supraveghere, Accize și Acțiuni Vamale din cadrul ANAF. În dosarul vameșilor, 7 oameni sunt în continuare căutați. Șeful de tură de la Vama Stamora Moravița, Milan Ștefan Gubic, a fost văzut sâmbătă seara la barul fermierilor de la Nătlac, la care a participat chiar și ministrul agriculturii, Valeriu Tabără. Luni însă, Gubic și-a luat concediu medical. Conform legii, el trebuia să fie acasă sau la spital. Este însă de negăsit, iar unii spun că a plecat din țară.